dragii noștri, astăzi, 4 iulie, ziua Americii, punem steagul. Hai, Vlădu, să vedem. Haide, Vlădu, hai să punem steagul. Haide, uite așa. Sus, așa. Perfect. Așa, hai, goace. Și aici este unde locuim noi. Și am pus un steagul pentru ziua Americii, da? Ce va urma să facem? Vom face un mic grătăraș, așa ai vedut? Da. Și un mititel să sărbătorim și noi ziua Americii. Și cu Tudor. Salut, Tudor. Revenim. Fiind 4 iulie, am venit și noi la Ocean. Am venit în același loc, Dana Point. Nu este astăzi vreme de plajă, foarte adevărat, dar este superb. Și o să vă arăt de ce este superb. Am venit un pic în altă zonă. Și aici o să vă arăt niște locuri. Aici sunt în spate case. Toate aceste case sunt de 10 de milioane de dolari. Cine știe ce actor și așa mai departe stau pe aici. Este frumos. Și ne vom plimba pe aici, pentru că este o pistă frumoasă. Și așa sărbătorim 4 iulie, ziua Americii. Vremea, într-adevăr, nu ne lasă să facem baie, nu ne lasă să facem plajă. Și oceanul pare un pic mai învolburat, dar vreau să vă spun că temperatura este, personal pentru mine, este o temperatură ideală. Sunt undeva la vreo 20-22 de grade. Adie un vânt lin, dar este foarte, foarte, foarte fain. Vom mai reveni cu imagini. Sunt câteva bărcuțe care pescuiesc. E plin de surferi. Pare că este momentul lor a surferilor. Și vreau să vă arăt, vă rog să priviți aici, pe acest câmp, sau hai să spunem așa, au venit o grămadă de grupuri care vor petrece de 4 iulie, barbecue și așa mai departe. Cam așa se... se distrează, să zicem așa, americanii de 4 iulie, așa sărbătoresc ziua națională. O parte din ei, la ocean, cum suntem și noi. E frumos, e frumos, e relaxant. În continuare, vedeți aici, oamenii s-au adunat la barbecue. Pentru că așa se sărbătorește aici, 4 iulie. Acum mai vin oameni și se mai așează. Și mai pregătesc locurile. După cum vedeți, asta este, asta se întâmplă aici. Suntem aici la plajă, la beach, și vreau să vă arătăm o chestie inedită. Cineva le-a lăsat aici portofele, noi nouțe, pentru cadou. Vlăduț, unde e ăla care l-am? Așa. Am luat și noi unul, am mai avut pe cineva care a mai luat unul. Priviți, portofele noi nouțe a lăsat aici de cadou pe aparatul de parcare. Ăsta e aparatul care îți plătești parcarea, că stai aici la ăsta. E o chestie foarte interesantă aici în America și am vrut să vă arătăm lucrul ăsta. Dragii noștri, bine v-am găsit, după cum ați văzut și în titlu. Practic, suntem la un grătar acum. Ce sărbătorim, vedeți? 4 iulie, care este ziua Americii. Așa, și o să vă arătăm
asta fără determinat cum ne-am pus și noi drapelul, pentru că suntem și cetățeni americani și trebuie să-l punem. Și ce am pregătit aici? Blăduț, ia întoarce un pic imaginea. Se face aici. Am pregătit un mic grătăraș, da? Niște mititei și niște ceafă de porc condimentată, la care le prăjim acum un pic. Mai revenim cu niște imagini când sunt mai prăjite și mai povestim un pic cu dumneavoastră. Rămâneți cu noi. Să vă arătăm și grătarul. Ia Blăduț, arată la prietenii noștri mititei și ăsta. Mai trebuie să prăjim puțin și după aia ne punem pe sărbătorii 4 iulie. God bless America! Dragii noștri prieteni, și aceasta este fripturica noastră de astăzi. Două bucățele de grătar, am pregătit așa un pic, să vă arătăm pe un plating. Câțiva, 3 mititei, cu niște cartofi prăjiți, avem și niște mușdei de usturoi pregătiți pentru. Și așa ne-am sărbătorit noi ziua națională a Americii. Dragii noștri, aceasta a fost filmarea noastră și de astăzi. Am făcut o filmare scurtă cu 4 iulie, ziua națională a Americii. Pentru că suntem și cetățeni americani și e normal să sărbătorim această zi și această sărbătoare. Sper că a fost interesantă, chiar dacă a fost scurtă această filmare. Vă mulțumim că ne urmăriți. Dacă v-a plăcut și acest filmuleț, vă rog să dați un like, un share și să vă abonați la canalul nostru apăsând butonul subscribe. Ce putem să spunem? De 4 iulie, decât așa cum cred că este bine pentru orice țară. Dumnezeu să binecuvinteze America, Dumnezeu să binecuvinteze România. Vă mulțumim cu atât că ne-ați urmărit. Să ne vedem, să ne auzim cu bine, dragii noștri prieteni. La revedere! La revedere!